Ștefan Popa Popasa a readus expoziția de caricature la Drobeta Turnu Severin. Atenției publicului a fost supusă o colecție de caricaturi vechi de acum 100 de ani, care parodiază societatea acelor timpuri. Alături ca de fiecare dată, maestrul Popas a avut pe tinerii absolvenții ai Academiei de Caricatură Ștefan Popa Popas. Eu v-am adus o expoziție retrospectivă cu caricatură veche ca să vedeți cât de actuală acum 100 de ani este situația în România. Deci 100 de ani noi stăm pe loc. Deci, prin caricatură vă demonstrez acest lucru, că noi românii stăm pe loc. Așa? Și v-am venit să vă atrag atenția încă o dată că ei există aici în oraș. Să aveți grijă de ei. Deci să aveți grijă de ei, pentru că sunt viitorul în caricatura românească. Vă asigur eu de treaba asta. Ce pot zic, că trăiesc eu, o să am eu grijă de ei. Urmă trebuie să aveți dumneavoastră grijă sau să vă învățați să aveți grijă de ei. Cum a evoluat tu ca artist sub îndrumarea maestrului Popasa? Am participat la cursurile organizate la Casa Tineretului, unde am învățat să desenez caricaturi. Și de atunci am evoluat în continuu, participând la festivaluri organizate în diferite orașe. Ai avut o expoziție proprie? Da, multe. Unde ai fost? Ai fost numai aici local sau ai fost și în alte orașe din țară? Și în Haransebe, și în Mangalia, aici. Maestru Popas reprezintă un mentor pentru mine. A fost, de fapt, cursurile de caricatură pe care sunt ale dânsului, sunt cele care mi-au deschis ochii într-un fel, nu știu cum să spun, pentru caricatură. Înainte nu vedeam caricatura ca pe o artă propriu-zis. Vedeam un lucru ca pe un lucru la care te uiți, râzi puțin și apoi îl ignori. Ștefan Popa Popas este severinean și de 4 ani revine mereu în orașul natal. Este o bucurie imensă că este și astăzi la noi în Turnul Severin. A revenit acasă de altfel. Este o bucurie imensă și pentru noi și pentru severineni, dar mai ales pentru tinerile talente pe care maestru are grijă să le șlefuiască. Noi mulțumim din suflet că se apleacă și asupra copiilor din Turnul Severin. Academia de Caricatură Ștefan Popa Popas a deschis de 4 ani în Drobeta Turnul Severin. Școala este finanțată de la bugetul Consiliului Local, iar cursurile sunt gratuite pentru copiii cu vârste între 6 și 18 ani.